Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecția RM. Vă propun să discutăm în această seară despre Chișinău. Deși îmi dau perfect seama că a vorbi despre capitală fără a vorbi despre conducerea ei, practic este imposibil. Totuși, voi încerca să depun niște eforturi pentru a face abstracție de nume concrete, interesându-mă în mare parte doar de Chișinău și de chișinăuieni. Sunt convinsă că nu există locuitor al capitalei, aceasta de fapt o demonstrează și sondajele, care să-i placă cum arată astăzi Chișinăul. Cum se gospodărește în Chișinău? Cum sunt administrați banii publici, adică ai noștri? Cum se iau decizii privind ziua de mâine a Chișinăului? Cum funcționează grădinițele, școlile, spitalele, transportul public, serviciile comunale, străzile, semafoarele și tot așa, și tot așa. La orice pas unde dai, peste tot, ori în general e uitat de primărie, ori dacă și există intervenție, atunci, ca de obicei, lucrul nu este dus până la capăt. Este clar că lucrurile trebuie schimbate. Chișinăul merită o schimbare. Și în așa caz, aplicând celebra zicală peștele de la cap se strică, urmează pentru a salva ce mai poate fi salvat în Chișinău, de intervenit chirurgical deja. Până mai ieri se considera imposibilă retragerea mandatului primarului general. Instanțele de judecată au adus lumină la acest capitol și s-a găsit modalitatea, referendumul. Ar părea în sfârșit, salvăm capitala. Pe naiba, moldovenii nu ar fi moldoveni dacă nu ar băga măcar un grăunte de politic și în acest exercițiu democratic. Fiți atenți, de materie strict gospodărească. Da, zic chișinăuienii, trebuie schimbat primarul. Da, zic partidele politice, și de dreapta și de stânga, trebuie schimbat primarul. Da, zic unii, da, zic alții, și se dau cu spatele la gard când vine vorba de a pune umărul prin acțiuni concrete. Dragi telespectatori, declar cu toată responsabilitatea. Politicienii în frunte cu liderii lor de partide ne consideră de proști. Ele, adică partidele, au îmbrățișat politica altei celebre zicale. La plăcinte înainte, la război înapoi. Da, suntem de acord să fie schimbat primarul și trebuie schimbat primarul, dar dacă se poate cumva fără noi. Drept argument sau îndreptățirea acestei lașități, căci altfel nu pot fi catalogate acțiunile unora, de fapt inacțiunile lor, decât lașitate. Ei o acoperă cu mutarea accentelor. Noi de aceea și suntem accent TV pentru a pune accentele corect. Vă explic. Referendumul dintr-un instrument simplu de înfăptuire a unui act politic, peste noapte este transformat el însuși în act politic. Altfel spus, nouă tot nu ne place primarul general, dar la opera politică a altui partid noi nu participăm. Iată, dacă primarul cumva și-ar da demisia de bunăvoie, atunci noi susținem cu ambele mâini. Dar așa vă rugăm să ne scuzați. Ziceam mai devreme, lașă poziție și cinică, adaug acum. Dar vorba vine, totul se face spre bine și ceea ce se face. Locuitorii capitalei s-au convins odată în plus că partidele politice le este în cot de problemele și grijile noastre, a oamenilor de rând. Și asta în cel mai bun caz. În cel mai rău caz, poate fi faptul că acest dezastru din capitală îi aranjează. Închei aceste gânduri cu o întrebare retorică, deloc retorică, dar cu cetățenii de rând, cu alegătorii. Cum rămâne? Despre tot ce înseamnă Chișinău și despre problemele Chișinăului am invitat în această seară să discutăm pe Dinari Cojocaru, consilier în Consiliul Municipal Chișinău. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Și prin telefon, dragi telespectatori, o vom contacta pe Galina Bostan, pretor sectorul Ciocană, municipiul Chișinău, care, din păcate, nu a venit în studio pentru că se simte rău, dar ne-a explicat că neapărat intră în legătură telefonică cu noi. Domnule Cojocaru, ce se întâmplă cu Chișinăul? Nu. Cred că aici e multe lămuriri, n-ar trebui de dat. De fiecare dată, fiecare cetățean când iasă de dimineață din casă, deja primele concluzii și le poate face. Totodată și o dispoziție de muncă pe întreaga zi. Luăm parte acum, din păcate, la niște acte urâte când se fură în stânga și dreapta, prin diferite metode, sub diferite pretexte. De fiecare dată pretextele sunt nobile, dar din păcate banul cash pe toți îi împacă la sfârșit și ne alegem cu lucruri neînfăptuit, alegătorul și cetățeanul dezamăgit, iar cineva se alege cu o vilă sau cu niște conturi peste hotare.
Cuțitul la os a ajuns? Asta însemna? Știți, de fiecare dată în companii electorale, fiecare vine cineva și promite. Recent am discutat într-o curte, chiar dacă nu mă așa, ieri seara, cineva spunea, știți, la companie electorală, data trecută, a fost domnul Dorin Chirtoac la noi în curte, o promisă aceea, ce ei n-au făcut, ei că n-au făcut altă treabă. Ei au venit cu o propunere, zice, cât bani să dăm noi, să-l împuște cineva. Vai de capul meu, ei, asta e un pic așa, exagerat. Nu este exagerat, într-adevăr, oamenii, din păcate, am ajuns la așa, la așa un nivel că oamenii vor măsuri radicale. Nu pur și simplu vor o promisă. Chirurgical trebuie să intervenim, da, în tot ce înseamnă primărie. Nu, da, vedeți că fiecare independență de cât de tare a fost dezamăgit, așteaptă și un răspuns adecvat la moment. Dar pe lângă faptul că avem o problemă cu politizarea acestei funcții și primarul în decurs de 10 ani a făcut ceea ce a făcut, nu este necesar și fiecare direcție, fiecare departament, fiecare pretură să-și revadă acțiunile sale și să înțeleagă că multe lucruri se pot face și de jos în sus, nu numai de sus în jos. Sunt de acord cu dumneavoastră, dar trebuie să înțelegeți un mic moment că chiar discutând în particular cu cineva, chiar și din prieteni, tot spun că da, trebuie schimbări, da, cum dumneavoastră spuneți, hai la luptă, hai, dar când în ziua de a lupta sau de a scrie o cerere, de a scrie o plângere, de a scrie o lămurire, gata, ei nu scriu, nu așa. Noi așa am avut indicații, noi așa lucram. Ei lucrează de aici până aici, dar, din păcate, numai clou unilor le este convenabil. Când este vorba de o curte, unde trebuie, de exemplu, de iluminat, din păcate, după... cataclismul care a fost în primăvară, avem ușuri de curte fără lumină, copaci și care până ziua de azi nu au fost reparate aceste, da? E întuneric. La moment capuri. Avem la Petrican, deci și am atras atenție, un grup de studenți au apropiat și zice că da, nu ne arată că s-a reparat strada la Petrican, dar ei mergeți partea dreaptă spre casele de locuit. Acolo e întuneric, mamele noastre suntem să margă seara după orele 7 nu se mai vede nimic. Vreau să vă întristesc și la noi, dacă ieșim în stradă aici, pe Șciusev, tot e întuneric. Și... tot de atunci. Tot de atunci. Da. Când ajungi, cât de făcut ceva, nu pot, nu ți ajung finanță. Bine, nu ți ajung finanță, de ce atunci tu te cătei cu mașina de serviciu, ți bani de combustibil, ți ajunge. De ce unele preturi își procură ceva automobile, tot până în final, la lux nimeni nu refuză. Dar la un lucru care să fie social, tot din păcate refuză. Iarăși o întrebare, de ce de tras lumina într-o curte nu ți ajung bani? Dar când se pune un chiosc pe marginea drumului undeva, la el se trage și lumina, dacă este posibilitate să mai trag ceva comunicații suplimentare. E că aici se pune întrebare. De atât că de acolo el are o rentabilitate oarecare personală, eu nu vorbesc de celelalte. Iar în curte el nu are rentabilitate. Lui, până în final, am fost în curți unde trăiesc unii demnitari de la noi, din primărie și la dâns în curte și acolo este haos. El are grijă numai de scara lui și numai până la etajul lui. Mai sus, pe dânsul, nu-l doare cap. Dumneavoastră, de cât timp sunteți consilier în Consiliul Municipal Chișinău? Unde ați observat în care direcție este mai multă corupție? Pentru că, așa, la linii generale, se vorbește că toată primăria este împânzită de actul de corupție. Eu am să vă spun cert și cred că oricine poate să confirme informația asta, că noi avem în primărie la toate nivelele, în toate direcțiile corupție. Alta e întrebare, în dependență de direcția primăriei și în ce direcție ea se dezvoltă, dar nivelul de corupție este mai mare. Desigur, unii este vorba de terenuri, unii este vorba de construcții, unii este vorba de autorizații, acolo este mai mult. Unii este deja alte direcții care au un aspect mai minor, ele au mai mic grad de corupere la care poate fi implicat cetățeanul de rând. Însă, ele sunt mai coruptibile când este vorba de un tender, de o procurare mai mare, unde sunt niște investiții mai serioase. Și, printre altele, și primarul general și domnul Gămrețchi, ambii au fost luați dintr-o direcție unde s-au luat cu niște sume mai mari. Dar iată construcția acestor străzi și alocarea banilor de la Banca Europeană. Nu era mai bine să începem sau să înceapă primărie de la grădinițe, de la alte mult probleme mai mici de altă natură? De ce s-a mers pe proiecte care, cum ați zis dumneavoastră, înseamnă sume mari de bani și care până la urmă n-au fost duse corect, calitativ, până la capăt? Deci dacă ajungem la... partea de împrumut de bani BIRD, oricare altă bancă, finanțator, nu importă de care genează ele, părerea mea personală, în genere, în altă direcție ar trebui investiți banii dat. Dar,
dacă ajungem și să calculăm cei ce au făcut, ei au făcut, nu au făcut nimic decât au făcut o spălare de bani. De exemplu, toate proiectele care au fost la moment reparate, toate lucrările care au fost efectuate deja, dacă noi post factum luăm și calculăm care buget a fost prevăzut inițial și care bani au fost valorificați în final, noi tot vedem că de 3-4 ori bugetul a fost depășit. Una la mână. Doi, spuneți-ne, vă rog, dacă noi suntem toți așa niște naționaliști, un popor care tragem la noi, de ce toate proiectele date nu sunt făcute din niște companii care din interiorul țării, dar sunt făcute din niște companii din exteriorul țării, care de facto nu au făcut ei reparație. Ei, noi le-am achitat lor bani la niște tarife, niște prețuri pe care ei le-au cerut, cum europene să le numim așa, după care ei eu și arendează alte companii din interiorul țării, până în final tot lucrătorul nostru. Însă primește mult mai puțin. Una la mână, doi. Domnul Gruzavă spunea într-o emisiune la noi în studio că Berdu și toate companiile care au oferit bani aceștia, ei alegeau. Deci, dacă domnul Gruzavă a spus așa, tot Gruzavă poate spui că recent noi, când am depistat că un șir de bani sunt dilapidați chiar de la reparația la Ștefan cel Mare, vreau să vă deschid așa un mic lucru. Pentru reparația străzii Ștefan cel Mare au fost alocate inițial 3 milioane de euro pentru studiu de fezabilitate. Ce înseamnă? De multe ori repet pentru mulți cetățeni, pentru multe emisiuni. Studiu de fezabilitate, asta înseamnă că reparația străzii Ștefan cel Mare, de la Ion Creangă și până la Negruțe, pentru a o efectua, trebuie să verificăm care lucrări noi le avem de făcut. Să are în vedere, lucrările ingineriești, dacă, de exemplu, trece paralel sau trece, intersectează straza anumite căi de comunicație, poți fi telefonice sau canalizare, ele trebuie întâi ele reparate, ca mai apoi să punem asfaltul și noi să nu avem iar de săpat, știți cum e primit la noi. S-o reparat și dă-ți mai săpăm aici o leac. S-au alocat banii, s-au făcut studii de fezabilitate. Plus la atâta, când s-au început lucrările, este o persoană de peste hotare, care iarăși pusă de bier, care trebuie să urmărească cum merg aceste lucrări. Cât de calitativ, cum se duc banii, cine le face, care primește o sumă de 750 de euro pe zi primea. Plus de urnele. Respectiv, pe zi. Eu, de exemplu, pe lună, în două luni nu pot să-mi permit și își face el într-o zi, dar până final. Ca până în final noi să aflăm că banii nu se ajung, ba mai mult ca atât. Ei iar cer niște bani pentru lucrări care trebuie de făcut, deoarece acolo trec niște căi de comunicație sau canalizare treci. Păi stai alea, voi odată deja ați luat bani pentru asta, unul la mână. Doi, voi pentru ca să urmăriți cum merg lucrările, că voi n-ați început lucrări până n-ați avut acordul persoanei care este supraveghetor. Vedeți cum, prin diferite șeritlicuri, de fiecare dată se cere de a mai scoate niște bani, de a mai scoate niște bani. Și noi stăm și tolerăm. Pe noi ne jupoaie de fiecare dată. Și cel mai interesant, că asta nu sunt niște investiții făcute care ulterior să ne aducă dobândă. Credeți-mă, asfaltul peste 4-5 ani o să aibă nevoie de o reparație oricare. Când noi am face o investiție într-o instituție care aduce profit, am deschide o mică uzină, profit se poate discos din mai multe tipuri de activități. Atunci noi putem să mai spunem, dați să mai adăugăm puțin, că scoatem ulterior un profit mai mare. Însă în cazul dat, noi profit nu scoatem. Noi trebuie să achităm dobânda la banii care sunt împrumutați și ulterior încă o investiție suplimentară, nu știi care va fi suma ei, deoarece calitatea lucrării noi vedem care este, suplimentară. Să primești că noi nu destul că un kilometru în Chișinău de asfalt costă de obicei de 2-3 ori mai mult decât cel mai scump autobahn din Germania. Asta este nu fraza mea, asta este fraza experților internaționali. Până în final noi nu avem nici calitate și nici nu avem dreptul pentru ca să protestăm. Și de ce am început discuția asta? Când am ajuns la discursul în Consiliul Municipal că trebuie de alocat bani suplimentare, am plecat un grup de inițiativă la domnul Grozav și spun, domnul Grozav, dacă nouă ni s-au făcut lucrări proaste, nouă ni s-au luat bani enormi, noi putem negocia cu Berdu de a schimba companie, asta e dreptul nostru. Asta am întrebat și eu într-o emisiune. Și el spune da. Credeți-mă, până în ziua de azi, Berdu a spus că ei sunt gata în orice zi să se apropie. Compania Delta, din păcate, nu a vrut să vie să comunice cu noi. Există o opinie precum că arborii de pe partea Arcului de Triumf de pe Bulevardul Ștefan cel Mare nu ar fi fost defrișați din cauza că sunt bătrâni, dar din cauza că era acest spațiu necesar pentru parcările renumite, așa? Da, asta este anume terenul care vine de la
Izmail și în direcția spre Procuratura Generală. Da, au fost difrișați pentru ca să construiască o parcare. Deci noi de atunci protestat, s-a făcut un tam-tam că-s bătrâni, că nu știu ce. Iată, eu întotdeauna sunt așa cu ochii pe spațiile verzi. Eu nu înțeleg cum poți să fii într-o funcție mai mulți ani și să fii tolerat atunci când nu îți îndeplinești corect și calitativ această funcție. Eu nu am să înțeleg niciodată acest lucru și sunt momente, o sumedenie, când trebuie să pleci capul și să spui da, nu am reușit și să-ți iei valiza și să te duci din funcția asta. Deci, stând dintr-o parte, exact cum dumneavoastră, așa am, în principiu, așa, aceleași păreri am făcut. M-am inclus chiar în spații verzi, ba chiar sunt coautorul a regulamentului de activitate, deja spațiul verzi, care de 10 ani de zile ei activează și nu-l aveau. Noi l-am făcut timp de 8 luni, împreună cu societatea civilă, am făcut audieri publice, am introdus unele puncte și chiar le-am spus, necătând la faptul că noi am făcut acest regulament, luând, după părerea noastră, cele mai bune metode atât din Europa cât și din Rusia, că am avut și niște experți internaționali, tot și ne-a spus că în toamnă suntem gata de a mai face niște audieri, de a-l completa. Deci nimic, dacă se vrea, se poate. Dacă se dorește, se poate. Da, nimic nu este perfect. Referitor la copaci care tăiați. La moment, dacă nu se dădea de către spații verzi Chișinău autorizația pentru a defrișa anumiți copaci, se dădea de către Agenția Ecologică Municipală. Autorizația de a tăia. Și până în final, unul pe altul dădea vina. La moment, noi, pentru a combate acest viciu al lor, că pentru bani se poate de tăiat orice, în regulament am stipulat anumite criterii după care stai. Și pentru ca să vedem copacul, dacă el într-adevăr este viabil sau nu, am cumpărat utilaj special. Sper că săptămâna aceasta sau poate săptămâna viitoare îl vom pune în acțiune și îl vom demonstra activitatea lui. Care spune... Poate chiar el, dacă și vrea agentul economic să-l taie, noi întâi trebuie să avem datele care le primim după utilizarea acestui dat. Dacă el a spui copacul este viabil, agentul comercial n-a să aibă decât doar de să-l transplanteze, să-l defrișeze, nu o să aibă dreptul juridic. Cred că asta e un mic pas pe care ne-am străduit să-l facem. Credeți-mă, mai mult de fiecare dată vrem să facem. Dar sunt lobby din diferite direcții, deoarece cineva are interes. Interes. Vorbim despre interes, până la urmă, trebuie să înțeleagă chișinăuienii că referendumul nu este unul politic, nu este un act politic și nu este lupta dintre PSRM și PL. Este o necesitate de a face o schimbare în Chișinău, pentru că, într-adevăr, avem o ocazie de a interveni, de a avea atitudine și de a pune mâna ca să participăm noi la această schimbare. E o corect? Deci vreau să aduc aminte cetățenilor că inițiativa de a face referendumul, deja mai fost două inițiative făcute de către societatea civilă. Da, foarte bine că spuneți acest lucru, da. Din păcate, din anumite motive n-au reușit. Da, nouă ni s-a reușit împreună iarăși în conlucrare cu societatea civilă și cu cetățenii municipiului Chișinău. Noi am acumulat peste 70.000 de semnături. Pentru Dimitrie și circa în 2-3 săptămâni noi le-am acumulat, dacă nu mă înșel, în 2 săptămâni. Ulterior, deja nu erau necesari de atâtea semnături, dar deoarece am promis cetățenii, am dus lucrul până în capăt. Actualmente, eu consider că nu este meritul nostru, a socialiștilor, de a face acest referendum, dar este meritul locuitorilor acestui oraș. De ce? Deoarece ei în fiecare dimineață se trezesc și văd cum s-au culcat, în ce râs s-au culcat, a doua zi se trezesc într-un râs mai mare, din păcate. De fiecare dată, dimineața, când te trezești, prima dispoziție care este? Când ieși din curte, este măturat, este vesel, noi ieșim, trebuie să ne întâi și întâi să spășim pe un gunoi oricare, pe niște frunze acolo și de fiecare dată cătăm cine devine. Da, domnul Cojucar, nu numai când te trezești, dar când și mergi zilnic, iată, mergi, cum am spus eu, tot în jur are nevoie de o mână de gospodar. Și vreau aici să vă rog să spuneți, pretorii, ce pot schimba sau care este împuternicirea unui pretor ca să aibă grijă de zona sa? Pentru ce lor împuternice ei deja le au, conform statutului lor, fișelor de post, ei au, practic, ei sunt primarii mici în zonalea lor. Ei fac orice. La moment, dacă s-a observat în oraș, a apărut un șir de ghirete, un șir de construcții mici. Asta nu este autorizația primarului, asta ei o dau autorizație. În parcurile din municipiul Chișinău, de ce vă spun că, cunoștind cauza, eu mă lupt puțin cu așa tip de afaceri,
Întreb, spații Verdăcioc, ați le-ați permis la agent comercial de a deschide... X, de a deschide ghereta Y, da. Da. Uh-huh. Pe când voi puteți o deschideți, deoarece în toată lumea, spațiile verzi este o instituție profitabilă, e, are un șir de activități. Uh-huh. La care spun, nu, noi e închis. De cine? Nu știu, nu vor spui. Caut. Gândesc primarul de, inițial. Uh-huh. Nu e primarul, e pretorul. Uh-huh. De fiecare dată ei își găsesc câte un loc ușor la care nu s-a atins încă primarul și se pot atinge ei. Dar până în final fiecare lucrează pentru binestarea pentru lui. Pentru buzunarul său. Vreau să rog regia să telefoneze pretorul sectorului Ciocana, care ne așteaptă de cealaltă parte a ecranelor și dacă faceți legătura ne spuneți, da? Vă rog mult. Da? Ce se întâmplă? Telefonul este deconectat. Da? Asta îmi spune doamnelor și domnilor regie. Mai încercați încă o dată, vă rog frumos, că eu, doamna Bostan mi-a promis că va ridica receptorul, deci eu sunt convinsă că acum s-a întâmplat o defecțiune tehnică. Mai încercați, poate linia este ocupată. Noi am fost echipa noastră de filmare, a fost sâmbătă prin sectorul Ciocana, pentru că, într-adevăr, am zis că hai să o luăm de la fiecare sector să vedem ce și unde și cum se întâmplă. Apropo, vreau să spun, sectorul Ciocana se consideră unul din cei mai tineri sectoare a municipiului Chișinău și cu tendințe de dezvoltare în care sunt un șir de terenuri pentru a construi noi cartiere, noi grădinițe, noi școli, pentru o generație tânără, să spunem așa. Dar dumneavoastră ultima dată că ați trecut, probabil, nu de mult pe acolo, nu? Mă strădui să trec cel puțin o dată. Ați văzut în ce hală se află sectorul Ciocana? Dacă luăm de la Alecu Rusu până la Mircea cel Bătrân, am observat că s-au mulțit niște ciperci sub formă de ghirete. Ghiretele, așa. Dacă o luăm pe Mircea cel Bătrân, pur și simplu am avut acolo o petiție de la niște cetățeni, acolo s-au deschis 23 de ghirete de flori, am privat autorizații de unii, nimeni nimic nu știe, dar ele activează cu succes. Da, regia, vă rog frumos să-mi spuneți dacă s-a făcut legătura cu doamna Bostan. Da, mie îmi pare foarte rău, doamna Bostan, că dumneavoastră nu doriți să ridicați receptorul sau s-a întâmplat ceva. Eu cred foarte tare, cred că avem o defecțiune tehnică, dar oricum videoul care trebuia să-l urmărim împreună cu dumneavoastră și să dați o replică la acest video va fi pus pe post. Echipa noastră de filmare împreună cu mine a realizat un material video. Regia, vă rog frumos să-l puneți pe post. Sectorul Ciocan al capitalei, numit în popor și dormitorul orașului, fiind cel mai tânăr sector din municipiu, ar avea șanse să fie și cel mai proaspăt amenajat sector. Ar avea, dacă cel mai tânăr sector nu ar fi îmbătrânit prea timpuriu, cu cele mai vechi probleme ale întregului oraș. Infrastructura drumurilor și infrastructura serviciilor sociale, printre care și piețele neautorizate. Această problemă, devenită în ultimii 10 ani boala municipalității, așa și nu și-a găsit remediu de îmbunătățire nici la Ciocana. Judecând după explicațiile pretorului doamnei Galina Bostan, piața neautorizată de pe strada Mircea cel Bătrân 2, în timpul apropiat nici nu poate să dispară. Dăm citire doar câtorva spicuiri din explicațiile preturii culese din scrisorile de răspuns ale administrației Ciocana pentru cetățenii sectorului adresate prim-ministrului Pavel Filip. De menționat că în ultima perioadă se constată o extindere sporită a activităților comerciale ilegale pe străzile municipiului Chișinău, inclusiv a sectorului Ciocana. De recunoscut, recunoaște stimatul pretor, numai că doamna Bostan în cele ce urmează trișează, dezinformându-l atât pe primul ministru, cât și pe toți cetățenii sectorului Ciocana. Domnia sa aminte afirmând că, cităm din scrisoare, capacitățile pieților existente sunt insuficiente pentru a satisface cererea cumpărătorilor, locuitorilor din sector și de a oferi condiții corespunzătoare vânzătorilor, inclusiv producătorilor agricoli din localitățile suburbane din vecinătate. Minciuni și efrazei totul ce pretorul susține, spunem noi, parafrazându-l pe Eminescu și având drept dovadă imagini cu piața agricolă autorizată, amplasată peste drum la doar câțiva metri de cea neautorizată, unde se vede că locuri pentru vânzători sunt și nu sunt puține. Bună ziua! Dumneavoastră stați aici în interiorul pieței, aveți loc de vânzare, da? Da, loc stabil de vânzare, așa. Cât achitați pe zi? Depinde și cum ne aranjăm. Ne aranjăm mai mult, achitam 20, ne aranjăm ca așa cum stăm, 15 lei. Cât vă plăte pe zi? Da. În zavisimăți de prodaje или просто 25 места? Места 25 стоит. И сколько вы платите? 35. А почему 35? А сколько? 25 платят. Почему вы 25? Смотря как кто. Сколько товара? Пизи платим 25 лей.
În dependență de marfă ați vândut sau nu contează ziua, costă atât? Depinde de marfă. Cum considerați vânzările care stau acolo la intrare în piață, la stație? Sunt legale, sunt bineveniți sau mai bine să se întreprindă piața? Doamnă, asta e o prostie mare. Acolo, în primul rând, nu e igienic ce aici faci lumea de al acolo. În al doilea rând, oamenii care cumpără îi trebuie să îngrosidecidă. Și prețuri stau acolo și prețuri stau la noi. Prețurile diferă. Și dacă ei vând, de pildă, un om se grăbește, asta e, cum se spune, alegerea omului. El o lua de acolo, dar noi stăm și ne uităm. Așteptăm cumpărătorii, uniți cumpărătorii, au loc în piață, ia, uitați-vă în îndosul meu. Stă 1, 2, 3, 4, 10 oameni pot stăi. Și atunci, care e totuși problema? De ce pretura și doamna Bostan personal permite activitatea unei piețe neautorizate, transformând-o de fapt în piață autorizată, doar că una clandestină? Să credem că cineva își încălzește mâinile cu banii adunați zilnic de la acești comercianți clandestini? Cine sunt ei? Și ultimul gând la acest subiect adresat personal doamnei pretor și funcționarilor responsabili de ordinea publică și cea sanitară a Ciocanei. Nu apelați la sentimentul de jale și compătimire gen vând niște bătrânele un mănunchi de pătrunjel pentru a supraviețui. False și cinice sunt aceste afirmații. Ori din imagine se vede că bătrânelele de fapt nu sunt chiar bătrâni, iar mănunchiul de pătrunjel e de fapt tone de produse agricole și alimentare care aduc nu niște bănuți pentru supraviețuire, dar venituri și venituri nu mici deloc. Doamnelor și domnilor, acestea au fost imaginile pe care noi am reușit să le colectăm sâmbătă în sectorul Ciocana, chiar la cerc. Tot ce am văzut eu a fost pentru mine un pic trist, pentru că într-adevăr cuțitul la os a ajuns. Noi trebuie să ne luptăm pentru binele Chișinăului, pentru faptul că toți dintre noi merităm un oraș mult mai frumos, mult mai dezvoltat, cu oameni la funcții de decizie care nu se gândesc la banul său și la buzunarul său, dar se gândesc la toți cei din jur, toți chișinăuienii care de zi de zi traversează aceste străzi și locuiesc în aceste cartiere. Vreau să vă zic că după ce am ieșit din cerc, de la cerc, de la piețele acestea, am trecut prin niște curți ale blocurilor. Sunt niște gropi enorme peste tot locul, chiar am întrebat și oamenii de când nu s-a făcut aici reparații. Deci asta ne dorim. Asta ne dorim, să se gândească la noi fiecare. Domnul Cojocaru, dumneavoastră, după ce ați urmărit acest video, ce concluzii v-ați făcut? Gata? Lucrurile până la urmă sunt într-o stare? Deci noi putem analiza ceea ce am văzut în principiu și ceea ce vedem practic în fiecare zi din două ipostaze. Una este cetățeanul de rând, care într-adevăr s-a săturat, i-a ajuns osul în gât. Și osul, da, s-a oprit. Și el deja nu mai știe ce să facă, a văzut că autoritatea publică locală nu mai este viabilă. El vede că de fiecare zi este câte un demnitar politic reținut și până în final lui se dă drumă. Iar unul, cum și într-un reportaj la dumneavoastră, a furat niște produse alimentare și riscă 9 ani de pușcărie. Și el, desigur, încearcă. Unul care are, într-adevăr, cum s-a spus, două roșii și un castravet, încearcă să-l vândă. Altul face chiar business din asta, se duce la țară, cumpără mai mult și îl vinde aici. Achită cuiva care îl acoperă dintr-o parte și nu îi pune amendă pentru asta. Iar din altă parte, noi vedem că autoritatea publică deja nu își face funcția deloc. De ce? Într-un stat democrat, într-un oraș democrat, asta ar duce la mărirea unor amenzi care până în final mărește bugetul. Când bugetul este ajung, dar iată unde sunt banii. Când bugetul este mărit, noi ne putem permite ca la pătrurile social vulnerabile să le dăm niște indemnizații, niște ajutoare, ori chiar să îi implicăm într-o activitate remunerată. Actualmente, tot asta se ruinează. Și iarăși vedem cel mai drastic ce este. Partidul Liberal, care este la moment, nu vreau să politizez, dar din păcate asta este fapt, că toate întreprinderile municipale sunt conduse de către un liberal. El la moment vede că șeful lor, Dorin Chirtoacă, cât de cât a pierdut din poziții, domnul Ghimpu pierde din poziții și îi străduie să pui cât mai mult la colțon. Sau să dispară, să nu stea în funcție, cum face domnul Fleaș. Se plimbă pe la Sochi, se plimbă nu știu unde și a uitat domnul despre... Domnul Fleaș, discuție aparte să facem. Da, o emisiune aparte, dar oricum... Indiscutabil, s-au dat indemnizații pentru
bucătăria, ajutorul bucătăreaselor, care noi știm că avem un șir de grădiniță în oraș, care în genere nu este bucătăria, pentru asta și a fost, scopul a fost ca noi cât de cât să mărim acest salariu, să-l facem mai atractiv serviciul este, dar ei nu vor să transfere banii în cont. Desigur, apar după asta un șir de întrebări. Până în final, ies Consiliul Municipal, minte. Noi nu mințim, noi numai că am găsit banii care trebuie distribuiți, noi și-am găsit unele lacune în sistemul învățământului, care de fapt ei ar trebui, asta este prerogativa lor. Noi am venit la dânși cu o cerere inițial, hai să vii din partea dumneavoastră, cere că aveți nevoie majorare salariului. Asta nu s-a făcut, deoarece tot se transformă din activitate de zi cu zi în politică, nu știu de ce. Dar ca să nu transformăm în politică și ca să înțelegem că unii oameni prea din calea afară au uitat ce funcții dețin. În unele sectoare la noi, pretorii sunt de 8-10 ani în funcții. Vreodată consilierii i-au cerut să vină să-și dea dare de seamă în fața Consiliului? Conform statutului lor, ei în fiecare an sunt obligați la finele anului să vii să dea dare de seamă activitate. Eu nu l-am, de exemplu, unii prieteni ca Buicani, eu nu l-am auzit niciodată, dar știu că este cel mai longeviv, da, domnul Nemerenco. Prietor. Doamna Bostan tot este de vreo 8 ani. Eu n-am auzit-o, doamna Bostan. Din păcate eu n-am auzit. Poate alți consilieri în alte circunstanțe au auzit. Domnul Cojucaru, ca să nu fiu învinuită că nu am făcut legătura, mai încerc încă o dată. Regia, vă rog frumos să sunați, să formați numărul de telefon pentru a asculta explicațiile doamnei Bostan și să ne dați sunetul în studio a telefonului. Da. Domnul Cojucaru, și până la urmă, iată acești oameni care, vreau să vă zic că în primul rând ne-au asaltat femeile și au început să spună din secunda în care am ieșit din mașina de filmare, cât se mai poate, cât se mai poate, noi nu mai putem rezista. Eu am impresia când ieși acum în mase, da, regia îmi spune... Da, este ocupat sau este închis, a câta oară regia face lucrul ăsta, a treia... A cincea oară. Da, mie îmi pare foarte rău încă o dată. Eu foarte mult am dorit ca dumneavoastră, doamna Bostan, să ieșiți să faceți replica la ceea ce am văzut noi și am filmat în sectorul Ciocana. Da, și cum vă spuneam, oamenii când ieși în mase, deja nu își mai pot reține aceste emoții. Pentru că, până la urmă, a crescut o generație care a stat bine mersi și a așteptat de la chirtoacă să facă ceva. Și această generație nu înțelege de 10 ani că lucrurile trebuie făcute altfel în Chișinău și nu în felul acesta. Eu gândesc că nemulțumirea cetățenilor și anume agresivitatea pe care dumneavoastră spuneți ei este legată iarăși de ceea ce am spus anterior. El știe că dacă pe el acum să-l filmeze, că el vinde acolo niște cașcaval sau niște pește, șeful la care el îi achită de zi cu zi n-a să-i ție apărarea. Și răspunderea până în final o duce el. Și totodată știe că ăsta a furat și avea 26% din contractul Park List System, nu-i face nimeni, el șede bine mersi acasă, la hramul orașului se duce la părinți și invers. Din păcate, omul a înțeles cum e proverbul, care fură cu banul rămâne pedepsit și care fură cu carul rămâne nepedepsit. Deci e totuși... Până la urmă, domnul Cojucaru, apogeul corupției la momentul de față, în 2017, este în primărie la noi, da? Indiscutabil, cred că el... După miliard, cred că ei au înțeles că următoarea la noi istorie de succes între ghilimele este primăria municipiului Chișinău. Într-o discuție undeva un an în urmă, discutam cu niște antreprenori și s-a luat discuție despre aeroport când a fost problema cu aeroportul și eram meditizat așa tare și eu îmi dădeam un șir de întrebărilor. Dar ei mă întreabă, tu ești consilier municipal? Eu zic, da. Ce te interesează tine aeroport? Tu nu știi încă și la voi sub nas să faci. Zic, da, ce să faci? Hai să vezi la voi cu parcările. Și așa și-a fost. Peste două luni de zile am început a căuta contractele astea. Uh-huh. Și așa este. Astea au fost niște sume colosale. Niște sume colosale. Sub așa sumă, cred că putem să-i punem la pușcărie și nu pe un an și nu pe doi. Cred că absolut fiecare care pur și simplu a tras cu ochii un contract și a tăcut. Deoarece este un dezmăț și asta este o fără de lege, o încălcare de lege și anume vârârea îndatorii a tuturor cetățenilor municipiului Chișinău. Lor bine mersi, fiecare își așteptau partea lor de întrânsă. Să vedem până în final cu ce s-a terminat. Să nu se termine ca și cu alimentarea copiilor. Când a fost problema cu alimentația copiilor,
am avut ocazia de a fi în comisie parlamentară și acolo și le-am spus, zic, eu nu vreau ca după comisie care ați făcut-o dumneavoastră să rămâi pedepsiți bucătăreasa, așa, da, șefa de grădinițe și infirmiera. Dar restul, bine mersi, să duc. Și ca până în final noi așa și avem. Au primit mustrare câțiva lucrători de la grădiniță, cred că cei care au divulgat, și noi am aflat până în final, și asta au fost cu acte demonstrative, că chiar erau fondatori la niște companii, niște lucrători la CNA. Până în final nu avem niciun colaborator a primăriei care a fost cel puțin sancționat. Nu avem niciunul care a fost demis. Nu mai spun că companiile care alimentau grădinița o alimentează și până în prezent. Da, aici aveți. Da, iarăși aici ajungem la ce că aceste companii au legături cu tot ceea ce înseamnă corupția din primărie. Oamenii trebuie să înțeleagă un singur lucru. Noi, chișinăuieni, în primul rând, cei care zi de zi mergem de dimineață până în seară și noaptea stăm în casele noastre, că tot ceea ce se întâmplă nu trebuie politizat. Trebuie să ajungem la un numitor comun, să înțelegem toți că în Chișinău trebuie să facem ceva ca omul să fie auzit în primul rând, chișinăuianul, dar nu politicul să iasă în afară. Și pentru că nu vreau să cred că noi am fost atacați în ziua aceea când am filmat de o persoană neadecvată, vreau să cred că uneori bădărănismul își ia puterea sa și cu lipsa de cultură a unor moldoveni este foarte mare, dar vreau să puneți pe post regia, vă rog frumos, secvența când echipa noastră de filmare a fost agresată fizic și verbal de către o persoană în timpul când noi filmam în piața neautorizată. Sunt câteva imagini. Problema e, 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 da, este trist, dragi telespectatori, pentru că tot ce am vrut eu să fac este să vin să văd cu ochii mei ce se întâmplă și asta o fac zilnic, dar am luat în ziua aceea camera și am fost agresați fără ca să ne dăm seama de ce și pentru ce. Dar cel mai dureros era că unii oameni râdeau și spuneau că așa vă trebuie. Nu asta trebuie să înțeleagă noi toți să înțelegem. Noi trebuie să ne unim eforturile și să realizăm o schimbare adevărată la noi în Chișinău. Ca, pentru că suntem pe final de cum vedeți dumneavoastră după ce vor ieși chișinăuienii să voteze la referendum, cum se vor derula lucrurile? Deci, în primul rând, vreau să atrag atenția tuturor cetățenilor, chiar a Republicii Moldova, nu numai a celor din Chișinău. Da, deoarece succint, vă rog. Asta este, practic, prima dată în istoria Republicii Moldova când cetățenii care au ales un demnitar, în cazul nostru avem primarul, au posibilitatea de a-l demite din funcție, din motiv că el nu își îndeplinește obligațiunile, promisiunile și chiar este, în cazul nostru, implicat într-un șir de acte coruptibile. Asta e prima dată în istorie. Credeți-mă, asta va permite ca ulterior, chiar și guvernarea să înțeleagă că cetățenii sunt puterea. Nu guvernanții sunt putere, ci cetățenii care i-au ales. Și ei să-și aducă aminte că în orice moment, cel care te-a ales, dacă tu nu-ți faci față lucrurilor pe care le-ai promis, tu poți fi demis. La moment, din păcate, la noi cetățenii stau amori. Asta este un minus. Ei trebuie să înțeleagă. Ei sunt puterea, nu cei de la putere. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați făcut timp să veniți să discutăm și cred că noi toți am tras concluziile de rigoare și fiecare zi pentru noi va fi ca o zi în care să ne schimbăm atitudinea față de Chișinău. Mulțumim, cred că pe 19 noiembrie ne vom întâlni cu toți la referendum și a doua zi vom savura plăcerea din aceea că nu mai avem o persoană coruptibilă. Mulțumim! Domnilor și domnilor, vă doresc o seară frumoasă și vă aștept luni la 20:45 la emisiunea Intersecție RM. La revedere!